Am încărcat iar, bineînțeles, ceva sticlă și aștept să mă iau niște paleți din ăștia de lemn. Între timp am zis să-mi umplu bidonul ăsta cu apă. Nu mai aveam așa pentru spălat farfuria și toate alea, știi? Lasă asta aici. Uneori când tot deschizi robinetul ăsta, face vid și de uneori mai trebuie să deschizi de aici să intre aer. Tot să-l și pun jos. Stai că nu pot cu o mână. N-am cum comuna, că are 20 de litri bidon ăsta, 20 de kg am și eu. Și îți dai seama că tot acolo am fi. Ăsta vreau să-i pun aici după. Foarte cald astăzi. Încă o dată ro alert din ăla, știi? Și zice furtună, nu știu ce. S-a făcut noapte deodată. Și când cologhiști ce, furtuna a plecat. Eu zic, tu l-ai vetă, unde te-ai dus? Asta o să-l pun aici. Ce mai am și cutia asta. Vreau să-mi fac niște soluție din asta pentru parbriz. Că nu cred că mai este. Așa. Trebuie să fie pe aici. Aici sunt galoșii mei. Ok. Punem aici. Asta e plastic, da. Așa, unde? Uite aici. Asta este soluția de vară, știi ce e mișto? Că e recipientul mic și doar trebuie diluat. Să închidem aici. O pregătesc, bineînțeles, să merg în Ungaria. Să punem aici. Simplu, nene, l-ai învârtit, l-ai răsucit și ghiși ce? S-a rupt! Fac aici, lega soluționul. Mamă, zici că e din ăla ca la perfuzie, nene, ți-aduce aminte de prostie, știi? Mamă, ce fain miroase, frate. Trebuie să... și pun niște din asta, așa. Și facem așa o dată. Și a ieșit soluția de parbrizum. Super, nu? Arată super ok. Vrei să bei benzină? Benzină aș bea eu, dar n-am de unde. Hai să desfacem aici. Are aici o lamelă. Și doar trebuie să o tragi. O chestie foarte simplă. Așa. Și să-l băgăm aici. Uite și cu bătrâni ăștia din ziua de azi și că spalte, spalte rubrici. Cam la sol mi se pare sistemul ăsta. Mai mult dai pe jos aici. Poți să pui tot. Uau, ce bine la umbră, Vasile. Mai vetă. O, foarte cald a fost. Uitam la filtrul ăsta. Trebuie să pun ăsta înapoi. Și săptămâna trecută și acum foarte cald.
Bun. Să închidem aici acoperișul. Hai tu la duras. Ia uite unde a intrat asta. Și doar atât, atâta, sigur că e închisă, știi? Mă duc să clătesc ăsta. Mă uitam că pe aici, prin curte, mai sunt cuie și din alea, frate, și ruburi. Puii mei, nu prea-mi place. Nobun până aici. Mai departe. Uite o muscă. Servus. Ce vorbești, pe că s-a umplut de muște aici? 36 erau. Mă pregătesc să plec, vreau să mai șterg un pic pe aici și să mă duc să mă spăl. Bă, e fenomenal de cald, mă. Mamă, mi s-a părut că mai era una acolo. Mamă, disperă muștele astea. Mai ales când conduci, frate, se mai pune pe la picele, pe la astea. Toai, horror. Îți scos ăsta micul acum. Poftim? Ăla e pentru mine? Vasile, stivuitoristul, eu nu foarte ok, frate. Vreau să mă pun să fac un pic de ordine pe aici. Să mai îmi șterg un pic. Și după aia să mă pun în mișcare. Parcă aș mai sta un pic, e abia 16, știi? Parcă e prea cald, că oricum stau în vamă. Fix pix. S-o găta și ăsta. Știi că lucrurile care sunt bune se gata repede. Asta de plastic, ăsta îmi place mie mult. Seamănă așa cu din aia, știi? Hai că știi că ești băia mare. Cei mici poate să caute pe Google. Ce drept cum a ce zis ăla că seamănă că nu înțeleg. Să punem aici documenții. Aici am tricoul și să dau un pic pe aici. Mamă, era o muscă. Să-ți luam pe mătii. Nu e, mi s-a părut. Mamă, dar eu obosești muștele astea, mă. Dăm aici un picuț așa. Să schimbăm un pic culoarea, nu? Ia uite, bobiță. Parcă ai altă mașină. Ia uite-l cum stă acolo în parcare ăla mare. Astăzi i-am făcut probă să vedem cum se încadrează cu remorca asta, știi? Nu știu dacă o să fie ăla al meu, dar așa am auzit, nu mai spune la nimeni, ușii, secret. Dau un pic pe aici, să schimbăm așa sistemul. Am mai pregătit eu un 3-in-1 aici, ideea este când, cum e acum foarte cald, nu e ok să bei multă cafea, să zic, știi, eu am băut... Am băut dimineață 2 și am mai băut una când am ajuns aici și asta e următoarea după alea 2 și aia la altă una, știi? Aia. Ăla la altă, știi ce am observat? Că pe ăsta are și navigație și e mai mare display-ul ăsta. Îmi place mult camionul ăla că este mai înalt și stai bine în el, știi? Aici... Cocosumbas. Găsește și aici puțin. Așa să fie frumos unde altă. Știi? Aici am colecția mea de brazi. Eu zic că-s la munte, așa, știi? Am brăduleții mei. Da, mă. Hai că se mai depune pe aici praf din ăla. Nu prea-mi place. Un pic și aici. Și la mine aici. În butoane. Frumos. Și un pic. Un pic și pe aici. Da, mă, când faci curat, doar întreții după aia un pic, așa, știi? Da, mă, așa să fie fain. Da, cam asta a fost, știi, nu cine știe ce. Un picuț așa, cât să se vadă altceva. Și aici așa, un picuț. Da, this is good până aici. Mi-am făcut iarăși pătucul. Cineva a zis că am din alea cu Tweety. Da, frate, cu Tweety sunt. De ce frumos e. Ăsta, tot așternutul ăsta l-am avut și când eram pe 3 jumate. Cu siguranță că mulți dintre voi știu asta. Și a fost foarte ok. Așa. Ăsta nu mai trebuie să-l încarc.
cu taxele de drum, pentru că am pus destui bani ultima oară pe el și mi-ajunge, știi? Ia bun. Mă pregătesc să merg. Păi da.